aprinde arsuri s-a s-a bășit. Ține să Neața, frate, bine că se lua episodul de vedere de astăzi. Continuă seria, că tot v-a plăcut, deci fiecare client are cu un caracter mai puțin și influența suplimentară pentru un cavaler la alegere, următorul. Și te las săptămâna a 4 la ziua 22, se dă drumul, oh, mi se... Ce, despină craniul de la durere, craniul despicat. Te-ai prins? Ok, altă zi începe, azi lucrăm cu, să zicem, lucruri ușoare. Hai să vorbim despre flori și microfoane în general. Vreau tot cineva de fi folos pentru a face rău, hai să zicem obiecte neutre. Dacă clientul tău are unul, poți să nu-i dai atenție, pentru că nu înseamnă nimic. Sunt de părere că va fi simplu pentru tine, a fost timpul meu, să vă dați seama în ce, nu al vostru. Da, în general, mulți am o ofertă pentru tine. Stăpânii timpului, abuzează de puterea lor și au creat un paradox. Unii clienți nu sunt deloc ceea ce par, o să aducem hârtie întunecată care arată secretul acestor clienți. Verifică situația și trimite aceste clienți în locul scris pe hârtie întunecată în caracteristicile lor. Tu ai ochii roșii? Mamă, din prima ne-a dat ăsta. Așa. Bun. Nu vrei să rămâi la mâncare. Purgatoriu. Tu ai coarne. Așa. Bine, am înțeles. Sper că mâncarea aici e mai bună. La naiba, cam așa e un dezastru. What? Sunt pe autostrada spre iad. Nu înțeleg de ce l-am greșit pe ăla. Ești ok. Bună, prieteni, am niște probleme cu un client interesat. Aici îmi descrie aprinde arsuri s-a... s-a bășit. Cine sunt primii acri care sunt trimis în purgatoriu nou? Asta da descriere. Catastrofă, bătaie pe supă gratis. Wow! Boschetarii, bă! S-a bătut boschetarii, bă! Sânge pe corp, what, nici n-am văzut. Ești bine. Mă, ăsta n-are, e bine. Aaaaf. Am făcut o greșeală iară. Hai să încerc să nu mai greșesc. Aici descrierea, coarne mici, slab. Da. Sânge pe bădea, bun. A luat, da, bun, e bine. A fost promovat în armele adevărului. Oh, oh, oh. Bine tu, bine. Hai să trecem la următorul. Pe orbita lui Jupiter, oamenii s-au ciocnit cu o rasă necunoscută. Ciocnirea s-a transformat repede într-un conflict în care oamenii nu pot să câștige, dar cei care susțin războiul cu trei centri militare să-i ieze trupele proaspăt trebuie să orbite cu arme. Nu vă duce la victorie, doar la numeroase victime. Vrei să susții activitatea de sâmbătătări de fiecare războiului ca să trebuie munca în plus? Nu, no, eu vreau să bug munca în plus. Bun, ziua următoare. Ascultă, îngeramul, să avem un miracol. Oamenii pot acum să-i refuze pe cei pe care îi venerează. Vrem ca tu să aibă dreptul legal, deci cei care renunță la Biblie nu pot merge în iad, iar cei care renunță la cartea diavolului nu se pot duce în rai sau ar fi nedrept. Deci trimitem în purgatoriu. De aceea toți cei care au cartea lor preferă ar trebui trimis și în purgatoriu într-un etern al purgatoriu nostru. Cărțile nu sunt necesare. Începe. Ok. Vrei un morcov?
Una geamă secretă așteaptă că deci abia are așteptătorul aici de descrierea. Se plânge de frig, mâinile îmbusnate, se scobește nasa, spus bună, cred că ar trebui de... Nu. A renunțat la carte! Ok, hai să văd cum o fac asta. Cum o fac asta? Oh, bine, tu! Tu ești bine. Mamă, direct, știi ce trebuie să faci, Dumnezeu! What? Dar nici n-am vrut să renunțe că... Nu înțeleg. Dă mâncarea mai tăi. Mamă, câți mai vin? Ziua bună, amice, clientul ăsta, aici e descrierea, și-a pierdut interesul, a cerut o țigare, ochii strălucesc puternic. Mamă, fumează! Să geaba-i de ăștia, ui. Uite-i pe ăștia. Ce avea ăsta, mă? Oh, poate înseamnă că tu nu vrei, nu? Bine. Ți uite, odiată și pe ăsta la fel, și pe ăsta la fel. Tu ești ok, și tu. Bine, tu, armă. Ok. Purgatoriu. Ok. Înger... Bună, Înger, mă, ce credeți, asta e complicat, aici e descrierea. Cere înviere, sângele de pe jos a dispărut. Coarne... nu. Da, băi, fraților, și am continuat seria asta, fiindcă am strâns câte like-uri am vrut eu la acel episod și asta m-a entuziasmat să postez mai multe episoade de această serie și dacă reușim tot la fel să strângem, o să continuăm până terminăm jocul. E timpul să scăpăm de pomul de Crăciun. Cum adică să scăpăm de pomul de Crăciun? Crăciunul e Crăciunul, frate, fără Crăciun. Ce ai de... What? Ce a fost aia? B plus? Dar n-am greșit, what? Mai face, iubesc lupta, aceștia trebuie să întrebate de adevărul sens al vieții în general morții. Nu lucrezi pentru mine, dar vreau să sugerez să atingi lumea frumoasă să lucrezi următoarea zi pe... Nu pe grație, să mai accept în plata, vrei căpăta o tonă de stimă de sine și de al morții. Ce crezi despre această ofertă cu adevărat masculină? E bogom, este cu că te-am de partea mea, recompensat după muncă. Fără catastrofe în nivel și pe vezi ce credeți dacă câștigi. Haide! Ca orice fost șomer știi despre weekenduri. A fost creată deodată cu munca, deodată cu lenea și deodată cu weekendul. Oamenii au inventat băutura și lichiorul. Mulți vin aici pentru motivul acesta, nu din cauza weekendului, mă refer la beție. Deci de acum înainte, toți cei care vin la noi cu o sticlă de alcool ținută strânsă ar trebui să fie trebuit și de iad. Uhu! Uau, băieți! Asta înseamnă că... Uau. Stai. Ok. Doi aici. Stai. Wait. Dăm. Bine, tu! Reluță la purgatorii. Aie. Agent paradoxal! Am supă în buzun. Bă, dar trebuia să mă uit la aia, da, mă. Știu de ce greșesc, am și uitat, dar... Aici descrierea avea să se îmbrățișeze, mi-a dat un creion să... Iară, mă!
S-a bășit, bă, bă, băiatule. Aici ce descrierea, sânge de pe jos a dispărut, Sugite rău a aruncat un Senzi, se joacă Pokémon Gold TV de real, nu, Purgatoriu. Ce ești ok, brother. Ai băut și ai murit. Aici ce descrierea, face cu mâna, ține strâns Biblia, mâinile în buzunar, nu, asta te vei trimis. Ia uite ce pe ăsta. Ai renunțat. Nu, conștiință curată, bă, salut, tângeam, bă, țicretul, nu stim, am niște întrebări, aici descriere, așa, pierdut interesul, face cu vrea sigele de pe jos, s-a dispărut, a aruncat o bubașă lungă, trebuie purgatoriu. Mamă, ăsta trebuie de un purgatoriu, tu ești ok, tu purgatoriu că ai renunțat, tu ești bețiv și tu ai renunțat, e ok, purgatoriu, tu ești ok. Nu vrei să renunți la mâncare, satanist, asta e deja, Einstein a renunțat, a ajuns Einstein în purgatoriu, băieți, ești ok, tu nu vrei să renunți la asta, vrei să te lovesc? Ăsta, gangsterul ăsta direct, așa, ăsta, bă, dacă nu renunți, îl trimite conștiință curată. Bă, mai greșesc una și să mânca... ok. Lucru-i gata! Am fost promovat în competent. Oho, e bine. Dar, frate, dacă v-a bucat acest episod, nu uitați să dați un like. Eu m-am dus. Ciao, le!